Scandal și bătăi la ziua Comunei Mihăiești. Manifestarea a început cu fast și nimic nu părea că va strica evenimentul. La scurt timp, conducerea PDL Argeș împreună cu mai mulți membri au venit la invitația primarului pentru a petrece alături de localnici. Toți au dansat și senatorul Mircea Andrei, președintele PDL Argeș, a premiat concurenții participanți la un concurs de box. O veste bună, foarte bună, domnul senator Mircea Andrei premiază toți sportivii care au boxat cu câte un milion, un tricou și o masă. Felicitări și mulțumim! Cum evenimentul era unul public, Consiliul Local din Mihăiești a invitat toate personalitățile din județul Argeș. Dumneavoastră ați invitat pe toată lumea la această zi? Invitați la această zi să participe toți oamenii de bine, sunt oameni din localitățile vecinate, din Câmpul Lung, avem oameni de la Pitești, avem oameni de la Țițești, de la Tâlpeni, Schidugulești. Deci toți oamenii din Argeș au fost invitați la această... Invitat pe toți, da, invitat pe toți, exact cum și la sarmalele tradiționale i-am invitat pe toți și la o țuică de Mihăiești, deci totul vrem să fie primitor. Felicit Consiliul Local pentru organizarea de astăzi. Dumnealor v-au invitat la această zi a Comunei? Bineînțeles, altfel nu aveam cum să venim. Nu, mă rog, puteam veni, dar a fost invitația primarului și a Consiliului Local. Se pare că oficialitățile județului și membrii USL au fost deranjați de prezența altor persoane la acest eveniment în afară de ei, așa cum erau obișnuiți până acum ceva vreme, și câțiva simpatizanți ai USL-ului au acționat într-o manieră care nu le face cinste. Femei, copii și tineri au fost agresați de către aceștia. Că nu stăm cu ăștia. Nu intrăm. De ce? Că vine primarul, că nu e. V-am adus. Se pare că oficialitățile județului Argeș au intrat în cele din urmă în curtea unde avea loc manifestarea, dar simpatizanții, atât ai Consiliului Județean cât și ai conducerii USL din Argeș, au acționat violent, atât cu localnicii cât și cu membrii PDL. Marin Mihalcea, coregraful Cătălin Oancea, vă oferă o seită de jocuri în încheierea acestui program. Formațiile 2-6-6-2 sunt în cadrul Centrului Județean al Creației Populare Argeș, instituție finanțată de Consiliul Județean. De ce ați fost agresat? Niște cetățeni nu pot să le spun altfel. Am înțeles că dacă avem o altă opinie politică decât a lor, nu este normal. Prin urmare, au acționat în consecință. Poate nu le convine, dar... Dumneavoastră ce făceați? Doar dansați, nimic, nimic altceva. Eram la eveniment, un eveniment public de altfel. Audiam discursul oamenilor de pe scenă. Au început niște busculade doar pentru că susține pe domnul senator Mircea Andrei și s-a ajuns la rup de tricou. Atât tot. V-au agresat? Ne-au împins, ne-au lovit. Mai contează. Ceea ce a fost cel mai surprinzător a fost faptul că oamenii legii nu au acționat așa cum era normal, deși oamenii le cereau ajutorul. De ce s-au înregistrat violențe? Nu, niciun caz de violență n-a fost înregistrat. Practic, poliția spune că nu știe despre aceste violențe care s-au înregistrat și care sunt filmate ca și probă? Până în momentul de față nu a fost înregistrat nicio violență. Deși scandalul a continuat, oamenii legii au intervenit cu greu în acest conflict. Pune mă și pe mine, bă, la televizor! Eurica, să fie sănătoasă! Nu uite, bă, că am venit! Dumnezeu, sănătate și bucurie și viața mea de bucurie! Aveți grijă de depună! Venea Șerban Constantin și Anica de la Drăghici! De la Drăghici! De la Tăr! După acest incident, sărbătoarea comunei a continuat. Mă simt foarte bine,
Am petrecut frumos astăzi, mă rog, cu un mic incident care a durat, să zic, vreo 15 minute, nu mai mult. Dar altfel, consider o zi de comună reușită. A fost frumos, oamenii au petrecut, s-au distrat, muzica este bună. Incident provocat de răutățile noastre, de politica, vedeți, această politică ne învrăjbește și ne dezumanizează, nu mai suntem oameni. Un semn de întrebare rămâne însă, care a fost motivul principal al acestei acțiuni de violență? Domnul primar și cei din primărie sunt pentru dumnealor, nu pentru altcineva. Nu sunt pentru localnici, e o manifestare pentru localnici la care toată lumea are voie să vină aici. De parte, nu e normal ce s-a întâmplat, dar e normal ca Consiliul Local să fie pionul care să conducă. Nu un dictator în comună. S-a dus vremea dictaturii. În 89 s-a omorât pe Ceaușescu ca să conducă poporul. Lucru care nu se întâmplă în comuna Mihești. Probabil că se tem să pierd scaunele calde pe care stau. De asta se tem.